Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un episod din SnowRunner alături de Florin, doar că de data aceasta cu alte misiuni, gata cu apa. Salutare Florin. Salutare. Florin are misiuni grele și el, băieți, probabil două misiuni o să termine pe episodul acesta, una începută de Ionuț XD acum vreo 5 episoade în urmă, ceva de genul acesta. Este vorba de misiunea, nu mai știu minte care era exact asta, Support Local Ranger. Primul stage l-a făcut atunci Ionuț XZ, Fleestar-ul ăsta a fost dus la loc station, acum Florin dacă intră pe ghetto-ul ăsta doar trebuie să îl repare. Acum sper să-i ajungă kitul de reparație cu care s-a dus să termine această misiune. Noi între timp o să ne ocupăm de această misiune, nu Mutual, Gold Rush, trebuie să căutăm 3 puncte pe hartă și din ce am văzut eu sunt foarte complicat de accesat aceste puncte. Primul ar fi undeva în această zonă, mă băieți, o să-mi pun și eu niște puncte pentru cei care vreți să jucați mult mai hardcore. Vă duceți de nebuni, sincer, nu vă uitați, asta este un spoiler practic, pentru că o să vedeți exact pe unde mă duc eu. Dacă vreți ajutor, vă uitați evident să vedeți cum fac eu rost de aceste 3 puncte, dar vă zic de pe acum, sunt complicate și sunt foarte depărtate unul de altul, ca să zic așa. Este o distanță destul de mare între toate 3, nu există puncte apropiate unul de celălalt. Acum vom vedea ce o să iasă, suntem cu Azovelul, cu care am făcut noi ultima dată tot explorarea de acest gen, cu Seismic Vibrator-ul. Lăsasem eu fără motorină, adică Florin l-a lăsat fără motorină, l-a abandonat aici în pădure și eu voiam să-i dau recover la garaj, nu știu ce s-a întâmplat, atunci m-am luat cu altceva cu Florin și am uitat să-i dau recover și bine că s-a întâmplat asta, pentru că iară trebuia să vin de pe prima hartă până aici. Am venit cu camionul cu Tatra de la gară, cu fuel și l-am alimentat și acum plecăm în expediție, acum sperăm că o să fie o expediție cu succes și că nu o să avem probleme, să nu cerem ajutorul la sună un prieten. La tine cum merge treaba pe acolo prin Mlaștini? Eu merg bine. Mergi bine, a? Uh-huh. Mai bine decât bine. Cu apă. Sau da. Era mai frumos cu apă? Nu, tot ai până una altă că tot noroaie am ce aici, stai aici. Nu mai avem mult băieți pe această hartă, pe aceste hărți de fapt, pe această regiune Ontario. Preconizez eu undeva la maxim în 4 episoade tot cu acesta. Ne ocupăm doar de misiuni secundare în ultimele 3, în următoarele 3 episoade, iar în ultimul episod aș vrea să facem misiunea aia principală, ultima rămasă. Sper eu ca să ne încadrăm în 3 episoade, evident și cu ajutorul lui Florin, dacă Florin ar termina astăzi două misiuni, aia și încă una cu un water boom de reparat pe prima hartă. Doar că pe prima hartă, v-am mai zis eu și în trecut, ar mai fi ceva de făcut acolo, doar că nu este descoperită misiunea, cel puțin eu așa cred, din ce am mai văzut. O să mă uit eu off-camera și o să mă duc o mașină în zona respectivă și să scanez puțin așa ochiometric zona și să văd dacă găsesc misiunea respectivă. Pentru că acolo știu că a fost Ionuț Corbu când am explorat harta și nu știu dacă el a fi acceptat misiunea și am făcut-o între timp sau n-a văzut-o și nu este acceptată pentru că nici pe hartă nu apare. Acum vom vedea, după cum vedeți, am intrat pe acest drum, iar destinația noastră ar trebui să fie undeva pe aici. Acum să vedem dacă o găsim, că nu știu exact în exactitate locul. Merg și eu așa aproximativ, văd că mai am 170 de metri până acolo. Ia, a început ăsta să țiuie, de m-am speriat. 130. Undeva pe aici, pe sus, uite că e și drum pe aici, wow. E drum pe aici, mă, Florine? Da, dar n-apar pe hartă. Da? Am multe drumuri care nu apar pe hartă. Ia să vedem pe unde e, 60 de metri, dar unde trebuie să mă duc, mă, în vârf? Da, în vârf trebuie să mă duc. Deci a pus în extremitatea cea mai 30, 20, gata, am găsit-o. Mamă, fix în vârf, mă, ce ne simțiți? Mă rog, te obligă practic să explorezi toată harta, fiecare colțișor, asta nu pot să zic că e rău. Hai să oprim motorul, băieți, ca să ne ajungă motorina și să vedem unde plecăm spre următorul punct. Următorul punct cred că o să fie ăsta din dreapta, undeva pe Acile ar trebui să fie. Destul de complicat dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu știu exact eu ce e aici. Deci e această intersecție de Acilea, cel puțin așa ar trebui să fie, zic eu.
Eu să mai verificăm, pentru că n-aș vrea să o comie. Da, pe acolo coborăm, urmează intersecția. Și de la intersecție ar trebui să fie un drum pe munte. Deci undeva pe pietrele astea ar trebui să ajungem. Vai de capul meu. Vai de cap. Trebuie să ajungem, uite cât avem de mers. Hai să vedem cum ajungem acolo pe pietre. Deci undeva de la intersecția asta ar trebui să urcăm. Și pe aici, pe undeva, ar trebui să fie punctul respectiv. Avem foarte mult de mers până acolo. Țineți-mi pumnii pentru că... Hai să vi-l arăt și pe Florin, că nu știu dacă vi l-am arătat de la începutul episodului. Trecea a doua baltă, a plecat de la garaj, el urmează alt traseu față de traseul pe care îl urmăm noi. El trebuie să ajungă la ghetoiul acesta, v-am zis, după să facă misiunea respectivă și să se întoarcă ca să ia de la gară cele necesare pentru a repara acest Waterboom 4. Asta să-l dau o idee mai tare pe Florin, că parcă nu l-a auzit destul. Dar n-am vorbit, de-aia nu m-am auzit. Nu, și când ai vorbit te auzeam încet, uite, acum te aud mai bine. Te-am dat la 90, așa. E de mers, mama, mama. Misiunea asta ai făcut-o tu? Pe care o fac eu acum, la tine? Da, eu le-am făcut de căutat de scaun. E de mers. Crezi puncte, mergi între ele de te plictisești. Păi aia, acum trebuie să ajung pe unde mergeam noi cu apa, pe acolo, pe sus. Și am văzut că e drum din ăla, de, cu stânci, cu nu știu ce o fi pe acolo, sper să nu mă Aici, răsturn. pe prima hartă, cam pe unde zici că ar fi ce misiune nouă? Dacă sunt în zonă, trec eu pe acolo. Nu ești în zonă, e acolo la ghetoiul de sus, între Water Tower-ul ăla și Water Tower-ul de după poduri. Undeva în spatele Water Tower-ului de lângă ghetoi. Prin pădurea aia, prin spate, pe acolo, pe lângă apă, prin zona aia neagră, pe acolo. Da. Pe acolo, dacă ai vreo mașină și ajungi prin Cred că zonă. știu. Acolo eu am văzut că ar trebui să fie o misiune, dar ți-am zis, nu știu dacă e luată și făcută sau nu, nu e luată. Văd că s-a dus cineva pe acolo, eu știu că Corbu s-a dus pe acolo, dar nu știu dacă s-a făcut, nu s-a făcut, nu știu sincer. De asta e mai bine să fie verificată zona, amănunțit. E urâtă zona acolo, trebuie să intri cu o mașină mai mică. Las că o să intru cu un scout. Da. Ceva micuț, că știu că rămăsese el blocat acolo și i-am scos eu mașina. Fusese cu Ford-ul ăla lung. Fusese el, de fapt, și a rămas blocat acolo. După când am intrat eu, l-am scos eu off-camera, cred. Și eu eram preocupat să o scot la asfalt. Nu eram preocupat să mă uit după misiuni. De asta zic că nu știu ce o fi pe acolo. Eu acum sper să-ți ajungă kitul ăla de reparație pentru ăla de acolo, pentru Flistar. Dar cât i-a cerut? Cât cer? Nu știu, nu știu. Păi eu n-am misiunea de aia, trebuie să o E pe a activezi. doua, e pe a doua hartă misiune. De aia, când trec acolo, trebuie să o activezi. Ai un Flistar lăsat la Log Station, Lost, nu știu ce, cum se cheamă misiunea de lângă Log Station. Ia stai să mă uit eu așa. Lost, nu Lost, Cargo Support Local Ranger, da. Start. 100, 530 minus 183. Deci vine 300 și ceva, ai nevoie de spare parts-uri și 240 ai nevoie de fuel. Complicat fuel-ul. De Nu știu ce? dacă ai să-i dai fuel. Ah, cred că ai putea să faci roșii de fuel, dar unde ești tu acum? Ia stai să mă uit. A, tu ești deja acolo. Uite, este un fuel carrier trailer în dreapta ta dacă te uiți, să-l agăți cu inciu până acolo. Lângă Waterboom, lângă Burned Hook Warehouse. Am trecut, dar nu e cu apă. Nu, 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 este cu fuel, că e lăsat de mine. Deci, dacă cum ții tu drumul acum, nu faci stânga spre ghetto, uite, duci dreapta și la următoarea intersecție tot dreapta și dai de fuel carrier trailer. După Burned Warehouse. Ah, l-am văzut, tu care Ăla, da. trebuie. Ca să-i dai și Fac fuel. altceva. A? Fac altceva. Trec remorca și mă întorc la el. A, cum știi? Sau o las remorca și mă duc la el și la găț. Da. Pe și mie îmi trebuie motorină. Nu știu cât o mai fie în el. Sper să mai fie vreo 500 măcar. Că s-a mai folosit din el.
Nu mai știu cine l-a dus ăla, ori tu, ori Ionuț Corbu. E dus de la începutul hărții. Băieți, o să fie ceva în premieră, probabil că nu o să trecem pe următoare regiune, pentru că nu cred eu că o să facem live. Aia o să fie o mică problemă, pentru că trebuie să explorăm harta pe episoade. Și nu știu cum o să o facem, pentru că vreau să o explorez singur aia, deci pe episoadele respective nu o să fim alături de cineva. Și nu avem cum să o terminăm într-un singur episod, ne-ar trebui două episoade să explorăm noi toată harta respectivă, pentru că ne ajunge undeva la, ne duce la undeva la o oră, zic eu. Să fracționăm așa în două episoade, după câte 30 de minute. Pentru că aș încerca eu să fac live, dar ultima dată când am încercat să fac live, internetul nu prea mă ajută unde sunt eu acum. Cei care ați fost pe live-urile trecute, cu siguranță știți. Și nu prea aș vrea eu să stric farme cu așa. Pe episoade știu 100% că rămâne cum trebuie salvat și vă puteți uita liniștiți. Nu știu, vom vedea. O să mă bag pe aici, nu o să merg pe stâncile astea. Tot că ar fi fost o idee să fac și stânga aici, cred că aș fi ajuns mai repede, dar hai să respectăm planul pe care ni l-am făcut. Pe acolo pe unde am coborât noi cu apa prima și prima dată, la prima misiune de stins incendiile. Ne mișcă mai greu cu azovelul ăsta, nu prea are el viteză, dar măcar are tracțiune destul de bună. Stai că eu am acceptat misiunea ta și am lăsat-o acceptată. Mamă, cât de departe e celălalt punct, deci de asta mă apropii, eu am 500 și ceva de metri și 600, dar de celălalt am 1700. Suntem foarte departe, uite și mașina de apă a lui, nu, e a mea asta și cealaltă a lui Florin. Pentru cei care au văzut episoadele trecute cu transportul de apă, episoade interesante zic eu, pentru că pe celelalte hărți o să mai fie transporturi de apă? Da. Bă, e bine măcar că n-am fost doar aici atât. Deci o să ne mai întâlnim, dar mai răruța asta e faza. Bă, dar ce s-a întâmplat? Zic că a căzut un meteorit peste clădirea asta. Arăta mai gaura în acoperiș. Deci mai sunt 600 de litri în rezervor. A, e bun. Trebuie să agăț acum și plec cu el. E bun, înseamnă că... Iau și kitul de reparație pe urmă. Uite mă, ăsta urcă cu a 5-a pe aici, pe dealul ăsta. Mă rog, n-are nici remorcă, dar totuși. Hai că aici se pune stop puțin din cauza pietrelor, dar totuși merge bine. Trage bine rău azi a fost ăsta. Probabil că l-am forjat de acolo. Pe azovelul ăsta? Da. Nu știu că erai disperat pe iar pe și pe azovel. Păi da, că ăsta chiar trage bine, cu ăsta nu prea... Adică rămâi și cu ăsta blocat, dar trebuie să fie nămolo, mult prea scârbos. Mult, mult prea scârbos trebuie să fie să rămâi cu ăsta. Și totuși are roțile mici. Da, dar o idee dacă erau roțile mai mari. Da. Are roți de mașină aproape. Dar forța de tracțiune, de aderență foarte bună. Ne apropiem, băieți, de al doilea punct, mai avem 300 de metri. Și 1800 aproape față de ultimul. Deci noi nu ne-am apropiat de ultimul, ne-am îndepărtat de ultimul punct. Ce bă, că ne îndepărtăm în continuu, nu înțeleg cum. Am depășit 1800 de metri, wow. Acum ar trebui să ne apropiem, zic eu, da. Da, 1700 și să înceapă să scadă 200 de metri față de al doilea punct. Doar că imediat în vreo 100 de metri o să intrăm pe un drum care cred eu că o să fie destul de primejdios. Să vedem cum o să ne descurcăm acolo la fața locului și sperăm să nu avem probleme. Ia să vedem pe unde o fi urcarea aia, mă băieți, pe aici. Cea la prima vedere nu pare problematică. Treaba a început și asta să bipăie. N-am mai fost până acum pe aici, că n-am avut ce să caut. Dar așa la prima vedere vă îmi pare ok. Mă gândeam stâncile astea să nu fie așa pe parte, lăsate, să alunine cel roțile sau mai știu eu ce, dar văd că e ok. Bă, dar cum urcă ăsta, n-are treabă, n-are un stres, mă, cu a 5-a merge.
Și am ajuns și la punctul de destinație, în vârful dealului. Mă băieți, scanăm și aici. Și ne pregătim să plecăm spre ultimul punct, care este undeva în zona sudică. Stați să mă uit eu mai exact unde este. Ha, aoleu, unde este, mă? Unde este, că e undeva în zona... Deci aici e log station, nu? Undeva, pe unde o fi? Aici. Aici e, mă băieți. Mamă cât e de mers. Vai de capul și de zile mele cât e de mers, mă, Florine. Nu știu pe unde să mă duc aici. Suport local Ranger, da? Da. Nu e bine pe aici pentru că ne înconjurăm foarte mult. Deci aici trebuie să trecem pe partea asta la altă. Eu fac traseu pe aici că nu știu că e foarte departe unde trebuie să ajung eu. Și undeva prin zona asta ar trebui să fie, cred. Cred că pe aici ar trebui să fie. Oricum avem foarte, foarte... Wow, azi nu putem să coborâm. Pot să cobor eu oare de aici? În dreapta o fi de cobor, nu o fi. Sări să mă răstormă, Florine, sau să mă întorc și să merg la sigur? Eu aș risca să mă bag. Dacă mă răstorn aici... Păi... Deci dacă mă răstorn din cauza lui Florin. Oi, ai... Să mă trag cu winch-ul încolo. Să nu rămână blocat. Oprește. Bă, și-au pus numai copaci din ăștia care nu se rup, mă, ce scârbe de oameni. Toamne. Nu dai în tupele alea negri care nu se rup. Aia cu copaci ăștia și ăștia nu se rubă, gamea și picioarele, nici copaci. Ia uite, mă. Hai de miniște. Mă, din cauza lui Florin se întâmplă treaba asta doar. Aha, că s-a dus, bun. Hai, cam... Asta nu virează neam, săracul de el, am și uitat. În 250 de litri am consumat 100, hai că trebuie să ne ajungă până acolo. Mai avem 1500 de metri. Mai avem ceva de mers. Ai reușit să ajungi acolo? L-am reparat și acum să-i dau motorul. E scârbos că n-ai trailer store aici, nici remorci din astea cu kit de reparație nu ți-a lăsat deloc pe harta asta, am văzut. Și mai sunt o camioane de reparat, aia e problema. Mai trebuie aduse, cred că vreo 2-3 din alea de reparat, remorci. Dar pot să vin cu mașină cu mentenanță. Cu mașină și cu remorcă. Că mai țin, ți-am zis că vreo 3, cam așa. Pe partea asta au fost tryhardere oamenii și fără peco și fără trailer-uri și fără mașini de mentenanță. Gata, m-am plecat de aici, mă duc dincolo. Bun. Practic acum ai terminat treaba începută de Ionuț XD. Să-i spui că ți este dator cu... cu ciocolata africană. Chiar mai este... Dar jumate de salari. Da. Dar chiar mai este ciocolata africană? Da. Mai este? Da. Știu că mâncam pe aia cu alune când eram mic. Acum toată lumea numai cu Milka, numai cu treburi din astea complicate. Mai pupă cu ciocolată.
Ne-a părăsit Florin. De ce ne-ai părăsit, mă, Florin? Mă duc din cruz să ne urim o pe 4. Să facem și noi o poză așa rapidă, nu prea avem noi timp de poze, dar ne mai rupem din timp și încercăm. Copac rupt aici în față. Mamă. Ce? Damage am dat. Dacă ești Schumacher. Am scăpat la vale și dat. Praf s-a făcut, a? Oție, nu așa rău, da? I-am dat. Uite un voron pe aici. Se putea și mai bine. Când am venit eu cu voronul ăsta pe aici? Îl văd pe după copaci, uitați-l acolo. L-am lăsat la casă omului aici. Mamă, cred că de când e voronul ăsta pe aici, mă, băieți, ia să-mi spuneți din ce episod e voronul adus aici. Cred că l-am de adus și eu. Aici încă arde pădure. Încă arde și e stinsă de 2 luni e stinsă pădure acolo. Dacă e bun. Dar, din punctul ăsta de vedere, n-au fost cei mai inspirați, da. La Ontario, la harta asta. Da. Am instalat un nou update și eu de la Expedition și am zis că o să încerc un episod. Din păcate, băieți, am pierdut salvarea, dar oricum era o salvare atât de importantă. Am pierdut salvarea și o să încercăm să facem un episod, o să filmez un episod zile viitoare din Expedition și să vedem cu ce a venit nou. Am văzut că a venit cu o regiune nouă, regiune care nu era înainte de când am intrat de ultima dată, oricum a trecut vreo 2 luni. A venit și cu partea asta de multiplayer, dar noi nu o să jucăm multiplayer, că și așa nici single player nu prea joc eu, dar pe multiplayer. Ne mai uităm așa și încercăm să facem niște misiuni pe noua regiune acolo, să vedem care e treaba. Nu știu dacă merg bine pe aici eu. Unde sunt, mă, Florine, eu aici? Aici sunt, păi mai am o grămadă, oleu. Cream că am ajuns la Lock Station, dar mai am o grămadă până la Lock Station. M-am pierdut. Am mers mai bine de jumătate de hartă până acum. Curios dacă reușim să facem sub 30 minute, dar nu prea aș crede, azi de cât timp filmăm acum. Chiar sunt curios, 23 de minute, 24. Nu știu ce să zic, dacă terminăm în 6 minute. Ce zici, mă, Florine, termin 1000 de metri să-i fac în 6 minute? Dacă nu te agăți în nimic, da. Mai am fix 9000 de metri, 9000 și ceva. Nu 9000, 900 și ceva. Squazov-ul ăsta, asta nu prea are viteză, dar măcar trage, nu prea. N-am rămas blocat până acum spre bucuria mea. Ai ajuns la gară? Mhm. Mal pare. Una, chiar sunt curios că nu o să apară noul joc, mă, băieți. În Roadcraft-ul ăla zice că și Florin s-a uitat peste prezentarea jocului, peste niște videoclipuri. Și s-a părut și lui destul de interesant. Am văzut și în comentarii că mi-ați spus de el acolo, că l-ați căutat și voi și vă place. Îl așteptăm acum să apară. Oricum, mai e mult până apare, dar să sperăm că nu o să fie un fail. Ce-ai expediși? Da, și că o să putem să facem content, că o să putem face o serie, nu doar 1-2 episoade cum am făcut în Expedition și în alte jocuri. Să facem cum am făcut în SnowRunner, peste 200 de episoade, chiar peste 300 avem acum. Mă rog, la început probabil nu o să fie atât de multe regiuni cum e în SnowRunner, când și în SnowRunner au apărut treptat aceste regiuni, dar sperăm să fie reușit să se ocupe de joc și totul să fie cum trebuie. În sfârșit am ajuns și eu la asfalt. S-a făcut și seară, sunt plecat de dimineața de acasă. Pe aici a trecut Florin mai devreme, dar nu o să ne întâlnim cu el, că el deja e plecat departe.
Ne-a părăsit mai devreme. Cred că la Waterboom 4. Ai plecat deja spre el? Nu, trebuie să mă încarc. Să te caci cu motorină? Nu, să pun alea ce am pe el, de pus partisan cu small pipe. Aici jos a fost mai devreme, Florin, cred că o să-i vedem și remorcile. A rămas camionul ăla sau a dispărut? Da, a rămas. A rămas? O să ne uităm dacă îl vedem. Văd remorcile aia de fuel și aia de mentenanță și vedem și camionul, da. Freestyle-ul. Cred că ți l-a dat ție, nu? A, și să mai fac ăla. A dat așa, să mai faci poate un ban în plus, da? N-are cu ce să mă aștept pe mine freestyle-ul ăla. 280 de metri. Nu o să mai fac dimineața sau ceva de genul, mergem așa pe noapte, pe seară. Ne ajungem acolo, 260 de metri, iar trebuie undeva să facem dreapta de la drumul principal, drum pe care l-am mai frecventat noi în trecut. La fel, este o zonă neexplorată până la momentul acesta, unde o să mergem. Data viitoare, băieți, probabil o să ne vedem cu Macaraua și cu alte treburi. Mai sunt foarte multe misiuni secundare, după cum vă ziceam, preconizez eu, în afară de acest episod, încă două episoade în care o să ne ocupăm doar de misiuni secundare. Că după ce termină Florin acea misiune, în episodul acesta de pe prima hartă. Deci terminăm aproximativ la fel. Mă rog, să termin înaintea ta spre surprinderea mea. Ok, cred că pe aici trebuie să ne băgăm. Văd un copac căzut. Îmi dai și ceva damage la motor, dar nu contează. Să nu mă răstorn pe aici așa în ultima clipită, că atât mi-ar trebui. 70-60, da, prin undeva prin zona asta e. 50, cred că acolo pe platoul respectiv din față. Da, cred că aici o să fie. 19 și am ajuns în zona. Cu pricina scanăm. Și finalizăm încă o misiune destul de dificilă, aș spune, pentru că a mers foarte mult, iar locurile, nu pot să zic că au fost greu accesibile, dar a fost așa mai tricky cât de cât. Ia să vedem pe unde este și Florin. Florin deja a ajuns acolo, păi zic că de pe ai plecat, cum? Că deja ai ajuns, am văzut. Bă, de fapt. Ne-a mințit Florin, vedeți cum ne minte? Ne minte cu zâmbetul pe buze. Hai să-l așteptăm și pe Florin să lase acolo, a și lăsat între timp. S-a deblocat și acel water tower, dar nefolositor pentru noi la momentul actual. Noi să ne vedem data viitoare, băieți, cu noi misiuni. Interesante, sper eu să fie. Între timp, probabil eu sau Florin o să plecăm într-o expediție. Dacă e, poți să scoți un scaun din ăsta micuț și să pleci spre zona respectivă, acolo unde ți-am zis că s-ar putea să fie o misiune. Să explorăm puțin zona asta undeva arăt eu aici, să vedem dacă este vreo misiune. În caz că este, o să o facem. Sau o să o facă, dacă nu este atât de wow să zic, o să o facă Florin, dacă este interesant o să o facem noi pe episodul viitor și evident ne mai ocupăm cu misiuni, de misiunile pe a doua hartă, mai avem încă una, două, trei, patru, cinci, șase în total. Sper să dăm un boost și data viitoare. Uitați un like, un comentariu și un subscribe ca să ajungem și noi cât mai repede la 3000 de abonați. Pa, pa!